șocurile de ofertă din anul anterior care au dus la creșterea frecvenței ajustării prețurilor unor alimente procesate, ulei, lapte și produse lactate, carne și produse de carne, s-au mai temperat, inclusiv în condițiile receptării cu un anumit decalaj a acțiunii politicii monetare, iarăși o analiză care ne dă speranță că se vor tempera creșterile la produsele agroalimentare. 20% din exporturile Turciei, multe venind chiar în România, sunt afectate datorită cutremurilor din Turcia.